Planul urbanistic zonal pentru parcul industrial din comuna Holboca va fi finalizat în cursul anului 2023. Deși inițial contractul a fost semnat până la începutul acestui an, din cauza anumitor decalaje în ceea ce privește documentația, contractantul a anunțat că toate documentele vor fi gata la începutul anului viitor. Costurile pentru înființarea unui parc industrial pe raza comunei Holboca sunt estimate la circa 35 de milioane de lei, conform strategiei de dezvoltare a localității. Deocamdată, proiectul se află în faza incipientă, respectiv cea de realizare a planului urbanistic zonal. Consiliul Județean Iași a preluat terenul de la comuna Holboca în 2019, pentru o perioadă de 49 de ani, în vederea realizării parcului industrial, acordul de parteneriat între cele două entități fiind parafat în vara aceluiași an. Până în prezent, contractantul a realizat studiile de fundamentare, studiul topografic, studiul geotehnic, a obținut avizele de principiu cerute prin certificatul de urbanism, cu excepția avizului de la Agenția pentru Protecția Mediului și acordul unic al Consiliului Județean Iași. Astfel, firma care realizează studiile solicită Consiliului Județean Iași prelungirea duratei de prestări servicii până la data de 25.04.2023. Demersurile de a întocmi documentația și studiul de inundabilitate solicitat pentru avizul administrației bazinale Apă Prut-Bârlad. Având în vedere termenele condiționate de întocmirea, eliberarea, aprobarea, avizare ale studiului, vă solicităm prelungirea contractului începând cu 25.11.2022 până la 25.04.2023. Se arată în adresa trimisă de către firma contractantă Consiliului Județean Iași. Parcul va fi amenajat pe un teren de 30 de hectare, iar amplasamentul este adiacent drumului județean 248D și căii ferate magistrale București-Iași-Ungheni. Plenul Consiliului Județean, partener al comunei Holboca în proiect, va aloca o sumă de 190 de milioane de lei pentru realizarea planului urbanistic. Este foarte importantă construirea parcului industrial la Holboca, deoarece va genera venituri atât din partea salariaților care vor fi din zona noastră, din comuna Holboca, cât și din chiriile și concesiunile care vor fi acolo în parcul industrial. Mâine va fi discutat în plenul Consiliului Județean Iași proiectul de hotărâre privind aprobarea creditului de angajament și a creditului bugetar pentru parcul industrial din Holboca.